Du-te, că nu-i Eu cred că ei au niște chestii de la mori, să și le rămurească. Ce chestia? Ricardo va dansa cu Talida, dans romantic. Bianca va merge în camera roșie cu Bobicioiu. Am zis bine, da? Da. Mari merge la date cu Bogdan, Mocanu. Ce? Roxana merge la date tot cu Alexandru Bobicioiu. Tujador la date cu Larisa. Nu, eu sunt cu el. Ori merg la date. Deci cântați, taci, măi, puțin, te rog! Nu, nu te mai așa. Larisa! Da. Mergeți la date, o să vă trimit eu într-o zonă anume a Istanbulului, unde o să și puteți cânta pe stradă, facem un material frumos, să se strângă lumea, o să se uite la voi și să ne dea bani. Dacă vă dau și bani, dacă vă dau bani, n-ai voie să iei, Larisa. De ce? Doar că ador, după aia ai zis. Și acum, lăsând gluma la o parte, v-am promis că nu intru în emisiune cu acest cartonaș sau cu cel roșu. Fără să-l dau. Îmi pare rău, dar trebuie să ne revenim un pic. Și trebuie să... Chiar să aveți încredere în mine și să mă ascultați, că atunci când vă zic ceva, așa este. Chiar mă deranjează ce se întâmplă în ultima perioadă. Și aș vrea să fiți un pic mai serioși. Simina, vină până aici. Sau poate îl dă cadou cuiva. Pentru că Alex are două și i-a zis că ce aș va la, la revedere din grup, jur. Poate o cheamă și galujador. Mă așteptam la mine să-l iau eu. Ce mi-l iau? Mamă, că Simina le-a apărat. Luca, iar intrași în panică. Simina. Da. Felicitări pentru că nu ai încălcat regulamentul și pentru că te-ai ținut tare și ai făcut față ispitei. Am o rugăminte la tine. Îi poți mâna acest cartonaș galben lui Jador? Nu mă tăi inima. Dar ce vă spune? Nu, știi cum era. Te rog. Ce dar de ce ați adus-o pe ea? Nu înțeleg. Deci, ca să fie un exemplu. De ce credeam că ție? Vă mulțumesc frumos. Jador, oprește-te. Dar ce-am făcut? Cum ce-ai făcut? Ce-am făcut? Ți-am spus ieri ce-ai făcut. Jador, vorbesc foarte serios. Nu-ți bați joc de atâția oameni care lucrează la această emisiune. Nu mi-am dat seama. Scuze, nu o să mai fac. Am primit testa, gata, m-am învățat minte. Te rog, din tot sufletul meu. Ce faci? Ea crezi că lui Alex îi trebuie. Da, și la fel am crezut. M-a speriat, ai zis că pleacă Zănoacă când începe așa să plâng. Da, că mi-era frică că vine el din la noi și am crezut că, na, mă gândeam că tot cu date-ul problemă și pe-aia mi-a amintit, Jador, că are Alex două cartonașe. Și m-a speriat că acum că o să îl dau lui Alex. Pleca și eu cu Alex dacă plecă el. Urma al treilea. Da, nu vreau să... Adică m-am speriat așa tare, că... Iar că mă n-am vrut să te speri. Băi, lacrimile astea înseamnă puterea dragostei. Ia. Stai. Iartă-mă, Simina, n-am vrut să te speri. Te-am văzut așa de fericită. Numai la gândul că Jador o să primească un cartonaș galben și am vrut să te dau ca și exemplu. Nu, m-am speriat că de supreciare și eu știu că nu aș putea să fac ce face Larisa, să mă plimb, așa că mi-e rușine, în primul rând, de oamenii de aici, care se chinuie și în al doilea rând știu oamenii care mă văd ca să nu fac pe nebuna și am zis că mi-e rușine și să zic că dorm cu Alex la alt... Că dorm cu Alex la alt hotel, să zic din astea, să creadă că sunt disperat, să dorm cu el sau așa. De asta nu știu ce o să fac când o să plece el. Chiar îmi doresc să plecăm amândoi sau să plec eu prima. Cum adică nu știi ce o să faci când o să plece el? Păi da, aș vrea să plec eu prima, să nu plece el primul. Mai bine plec eu și să-l văd eu pe el aici decât să plece el să stau eu aici. Păi nu vrei mai bine să vorbești cu el? Să se controleze, să aibă grijă ce face, pentru că el e la limită. În fiecare zi este la limită. În fiecare zi îmi tresare mie inima, dar aminte ție. Ricardo, ce ai avut de împărțit cu Jador? O, da nimic, ce ai cu găinile mamei lui? Vreau să știu. Ce ai cu găinile? Nu,
Nu, nimica, dar vorbea ieri, ieri era supărat foc pe noi, că am vrut noi să facem ceva și vorbea așa de milos cu noi, că noi nu știu cum, ce am vrut noi să facem. Ok, am zis, bă, ăsta e Jador. Ok, astăzi, vai domne, a dat-o pe partea cealaltă, că cine sunteți voi, sunteți câinii, cum ai zis, mă, câinii care dat în mușcă. E o melodie. Da, a dat-o pe... Și o vorbă românească. Și o vorbă românească. Da. Cum e el afară? Adică așa, cum e astăzi. Cum a fost astăzi. Dacă adică uitați... de rău sau de bine? De nu, rău. Nu-i de nici cum, dar așa este el. Cum rău sau astăzi? Bine, nu știu. Nu ne interesează, e de bine, mie îmi pare bine, eu am și pupat, mi-a părut bine. Că, adică așa este, dacă vă uitați... Le-a părut bine pentru că am ripostat și n-am mai suportat să-mi zică nimic. Asta le-a... Pentru că asta a fost altă atitudine. Nu, pentru că asta nu mai se ascunde pentru că sunt camere aici, de asta, asta e ideea. Da, asta și asta a început cu bani. Așa ca tine, nu? Da, el nu mai... Da. Nu vreau să și Bianca, uite-te la el cât este de real, n-are nicio treabă. El conștientizează că îl filmează cineva. Mie mi se pare genial. Păi foarte tare. Da. Nu e bine acum. Bă, nu e bine, că tu vrei să pleci. Nu e bine. Ce e bine. Nu sunt decât vreo 2, 4, 6, 8. Ce 2, 8. Atunci îi punem camerele direct în față. Nu, că nici cu nu mă mai panichează. Bun, și? Și... Așa, bun. Și astăzi a început el cu chestii, cu bani, cu alte lucruri. Adică a fost cum el, adică să se enerveze. Că noi când îi spuneam, el nu se enerva, nu nimica. Și nu era el. Dacă ne aducem aminte cum a fost ieri și cum e astăzi, păi vezi doi Jadori diferiți, Jador 1 și Jador 2. Și care e mai bun? Dar nu mă interesează. Un fel da? De Bogdan Iordache. Dar nu mă interesează. Doamna Andreea. Cum? Un fel de Bogdan Iordache cu două cartonașe. Ah. Dumneavoastră vă mai enervați. Aveți da. Un punct anume. Așa și eu, în gală, am simțit că mi-a ajuns până aici. Fix în gală, în momentul în care Alex mi-a spus că și v-am zis dumneavoastră, pot să plec afară, atunci mi-a ajuns până aici. Și am zis, decât să mă bat și să fac alte lucruri, vorbesc, nu în jur, nu așa, dar le răspund într-un fel mai elegant. Le spun lucruri oarecum urâte, dar elegant. Foarte frumos. Ce da, tu, așa a făcut el. Eu fac asta de fiecare dată. Da, doamna Andreea, dar nu aici a fost treaba. Ideea este următor. Sunt două persoane diferite. Cum a fost ieri, cum este astăzi. Nu este treaba că s-a ținut, că nu s-a ținut. Și din tonalitatea vocii, și din cum a vorbit astăzi, cum s-a exprimat față de ieri. Ieri era așa dezamăgit, supărat. Astăzi, gata, a dat-o. Că cine sunteți voi, ce faceți voi? Eu așa sunt. Eu așa că nici azi ne-ai jignit, nu ne-ai jignit astăzi, păi ne-ai dat atunci... niște ironii din astea, ne-ai dat niște ironii finuțe. Păi da, e legat. Știi? Păi da, dar tu nu le-ai dat pe astea până acum, până acum ai făcut asta doar pe ăla. Asta le faci în emisiune. Vinovatul. Da, așa, dar ne enerva și Iordache, Bogdan Iordache. Da. Da. Că făcea pe... Victima, nu vinovatul. Bine, n-a făcut-o pe victima. Dar nu ne enervăm. Gata, suficient, am înțeles. Fii tu. Fii tu. Fără să folosești cuvinte. Da. Cum ai fost astăzi? Bun. Mari, o copiez pe Simona. Pe Simona? Da. Nu. Ia zi, Simona, te copiază Mari? Da, așa mi se pare. La ce? La ce? La îmbrăcăminte, la dans. Te luai și tu cu asta ca ea. Da, asta era cumpărat din aici. A luat așa că Simona când vine în gală, vine așa, mereu are gaură aici. Și a luat Mari chestia asta da, și a zis că seamănă cu hainele ei și de asta. Da, dar asta adică să știi că este cumpărat dinainte să ți-l cumperi tu, Simona. Dinainte să fii aici. Dinainte să fii tu aici. Dinainte să fii aici, aia. Da, și nu e băieță, avea multe haine la fel, nu s-a luat. De dacă stau să mă gândesc, poate tu ți l-ai cumpărat. Dar mă, că ea a inventat. Dacă nu l-am văzut, poate ne-a dat cum să-l cumpăr. Vezi că ea l-a luat pe ăsta și... Ia, liniște. Cum adică, Simona, dacă îl vedeai pe ea, nu-l mai cumpărai tu, de ce? Nu, pe acum eu n-am la fel ca ea, dar... Băi, și-am zis la machiaj, cu cine eram, că am zis? Lui Ricardo, ție, când am ieșit afară. Da. Și am zis, stai să vezi asta, amica, acum că zice că mi-am luat o calii, să vezi cu copii, una, dar cine da, erai și tu să te copii pe tine, ce ai? Fata ăsta e din noiembrie și e al Raluca. Tu nici nu urmăreai emisiunea când ea. Copii. Și oricum stai liniștită da. Că nu vrea nimeni să te copie. Dar tu ai copiat mai era Luca Simo când l-ai luat, că Raluca l-a purtat în emisiune. Nu l-am văzut până acum pe nicio fată. Păi a văzut zic Raluca. Zic nu l-am văzut. Ba da. Simona, da. Încearcă să danseze ca și tine? Da. În fiecare dimineață. Da, poftim? În fiecare dimineață când intrați în emisiune încearcă să danseze ca și tine? Nu chiar în fiecare dimineață, dar așa am văzut unele mișcări ca ale mele.
niciodată ca ale mele. No! Dar tu nu se îmbrace ca asta, ca aia. Adică talentul e talent. Dacă nu dai prima de naștere, nu ai cum să-l moștenești. Adevărul e că să dai din fund, puțină lume poate și puțină lume are fund. Poftim? Să dai din fund, din număr, puțină lume face asta, adică nu tot le faci. Ai talent! Ce faci tu lumea face lume? Pe ce să vă dat? Simona, ai un sigur talent. Și știi să faci doar ceva în emisiunea asta. Măi, Simona, da. Asta e, lasă, decât să stau să mă duc cu unul și cu altul și să-mi fac relații așa una după alta, că îmi place mine cu tărică. Despre cine vorbești acum? De prietena e Roxana. Dar nu mă da, mă refer că nu s-au să mă grăbesc, să-mi fac chestiunea asta, ca să rămâi emisiune, pentru că am cuplu. Așa că prefer să stau să cunosc și atunci când o să simt, o să fac cuplu. Da, Simona, e liniștită că noi ți-am oferit ocazia, dacă va fi fost fulger, o să te lăsăm să mergi înapoi acasă. Da, cu cel mai mare drag. Sau sâmbătă. Eu n-am să vă spun niciodată să nu mă votați. Vreți să mă votați, mă votați. Păi da. Pentru că de aici nu o să plec când vreți voi sau când vreau eu. O, oh, Roxana, mă scuze. Roxana Junior. Bă, numai Roxana aveți singura, atâta și să răsiți Roxana. Băi, nu, ea are Roxana în cap. Toți ești tu, zi, ești ea. Azi, Roxana, ce pe lumea noi? De capul vostru. Roxana și Mocanu, da? Ați vrut să plece, era sigur că pleacă. A plecat vreunul? Nu. Bă, dar liniște. A fost blat. Pentru că ei mai fost. Cine a răzut la urmă, arunc mai bine, frate. Adică eu. Nu prea faci nimic și o să pleci când vrem noi. O să-ți demonstrezi. Niciodată, n-aveți de puterea asta. Mamă, de ce ai dat de gata. O să plec, dar o să plec cu capul sus. Da, să vezi ce faci cu bagajele și o să ajungi și o să-ți faci. Faci bagajele, că sâmbătă... Dai să zic ceva. Simo, ai dovedit că ești prietena Roxanei, că ai scăpat-o, nu? Mai votăm pe el, te votăm pe Dan. Dar te votăm pe Simo. Da. Bravo. Dar noi nu ne rugăm de voi și nu stăm cu dinții legați de fotolii și de caratele ca să nu plecăm acasă. Băi, ești, înțelegeți? De-aia ai votat pe Roxanei. Da, votați mă și iubitul tău. Că voi sunteți mulți și puncte, puncte, noi suntem puțini și... Da. Bine, ce crezi? Da. De asta sunt revoltați, v-aș certa tu și Bogdan ieri toată ziua. Hai, lasă fata mea cu Bogdan, că-i treaba mea, e cuplu, vorbesc ce vreau cu el, cum vreau, înțelegi? Păi, dar nu mă cer cu Alex dacă voi fi eu votată sau așa, nu este el de vină. Auzi, Mina, discuția era în felul următor aia de la telefon. Ea mi-a zis că, domne, că am observat că erai supărat, că ți era frică să pleci. Am zis că, păi da, mi-era frică să plec, că noi o să fim separați. Despre asta era vorba. Păi eu am auzit ce vorbeați voi. Păi eram supărat că o să, mi-era frică că o să pleci și nu o să și mai stau lângă ea. Și te-a făcut lovit la cap că nu pleci de aici cât va fi în emisiune. Nu mai zi de tine, Ricardo, că n-are rost să vorbesc de tine. Să pleci. Asta nu mai ai nicio șansă. Cum? Da, mică de respect. Asta mică de respect. Da, mie îmi plac cum își mută ei strategiile. Ai, n-are să te luăm și pe tine. Au brutal. Ia, lasă-mă, că mă iei de cum zile zi. M-au votat pe mine, nu au reușit. Au votat-o pe Roxana, n-au reușit. Acum ia pe asta mică. Dar votați-mă pe mine, că vreau să plec acasă. Dar nu vrem să te votăm, că ne place. Bă, că ce că o să vină un băiat pentru tine, auzi. Nu plecăm când vreți voi. Ce-a dat de dimineață ea, Larisa, era cea mai frumoasă ce pe admine. Nu știi că a cerut poze, se arătă. Pentru că a zis că o să vină un băiat pentru ea, că că face MMA, că face lupte, Larisa, așa mă. Nu, dar întrebam ce fată stinge în afară de ea. Da, arătați-mi poze, cine vine, cine vine.